Frații mei, frați și surori, și toți cei care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea ca în această primă duminică din anul 2016 să spunem din toată inima ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. În această dimineață ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu. Dar în același timp avem o sărbătoare în mijlocul nostru și avem ocazie în anul acesta, prima ocazie în care să ne aducem aminte mai mult ca în celelalte zile de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare că de câte ori vă apropiați de această cină, pomeniți moartea Domnului Iisus Hristos. Și în același timp, atunci când pomenim și ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte și de prețul care l-a plătit, de patimile care le-a plătit în locul nostru. La început de an, cred că fiecare dintre noi ne-am propus pentru viața aceasta pământească felurite propuneri și ne-am hotărât felurite realizări pentru viața aceasta pământească. Și eu zic ca toate care sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute ca să le realizăm. Dar în același timp, mă includ și pe mine și pe fratele Iosif, bineînțeles. Oare câți dintre noi ne-am propus ca niciodată să nu lipsim de la cina Domnului? Poate anul care s-a dus și nu mai putem să-l depănăm înapoi. Poate s-a întâmplat că nu de fiecare dată am participat la cina Domnului. Măcar că poate am venit la adunare, măcar că am luat parte la ceasul rugăciunii, măcar că l-am început ca creștin și l-am terminat anul ca și creștin, poate au fost unele scăzăminte în viața noastră și poate au fost, poate odată de două ori, poate de mai multe ori, când nu ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului. Și poate ne-am pus întrebări de multe ori. Oare de ce am pierdut lupte? Oare de ce am pierdut unele bătălii? Și oare de ce am fost așa de slab în unele situații în care ne-am crezut puternici? Aș vrea ca, împingând ca să-L împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta, este de importanța de a ne apropia de trupul și sângele Domnului. Așa cum trupul nostru, acesta fizic, are nevoie în fiecare zi de hrană, de apă, ca să-L menținem în viață. Aș vrea să vă spun că în paralel cu El, sufletul nostru și ceea ce vine de sus, de la Dumnezeu, puterea noastră spirituală, are nevoie să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Una dintre cauzele pierderilor noastre în luptele de zi cu zi este că poate n-am fost și nu ne-am apropiat
de trupul și sângele Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos și-am ales acest text pentru că sunt direct cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cel puțin în Biblia mea sunt scrise toate în roșu cu excepția unui singur verset. Și-am ales acest text pentru că noi toți și creștinii din vremurile noastre spunem că iubim pe Domnul Iisus Hristos. Și eu cred. Dar Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare: cine mă iubește pe mine, păzește poruncile mele. Și eu cred că biserica de aici, din Montreal, îl iubește pe Dumnezeu și caută în fiecare zi să păzească poruncile Lui. Amin? De aceea am ales acest text. Să vă aduc aminte că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvintele fratelui Iosif. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și îl spune așa în primul verset: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și eu cred că toți care suntem aici, poate și cei care sunt de altă nominațiune religioasă, eu cred că crede în Domnul Iisus Hristos și nădăjduiește într-o zi la o viață veșnică. Dar cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu se oprește numai să crezi. Se oprește să pui în practică, să dovedești ceea ce crezi despre Domnul Iisus Hristos. Atunci, și îngăduiți-mă aceasta, măcar că timpul este scurt, atunci când noi, ca și soți, ne-am întâlnit cea pe care am crezut și credem că Dumnezeu ne-a dat-o ca și soție, nu numai am spus că o iubim, am și luat-o în căsătorie. Și după ce am luat-o în căsătorie, nu numai că am luat-o în căsătorie, am iubit-o și am îndrăgit-o așa cum am promis până în ziua de astăzi. Atunci când ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, nu numai că i-am declarat, și mi-aduc aminte de cuvintele mele care le-am spus, că o să-L slujești nu până la moarte, am spus, până în veșnicie. Și și acolo în veșnicie. Și cred că și dumneavoastră a spus același lucru. Dar viața aici pe pământ, frați și surori, sănătatea noastră spirituală, ca să ajungem în veșnicie, știți că atârnă de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune așa: eu sunt pâinea vieții. Și Domnul Iisus Hristos are o discuție cu oamenii, cu contemporanii Lui din vremea aceea, și spune: părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pentru că probabil oamenii aceia pretindeau că i-au mâncat pâinea celor mari, cum spune Scriptura, mana aceea care Dumnezeu le-a trimis-o din ceruri și în fiecare dimineață o adunau și o mâncau. Dar vreau să vă spun un lucru. Și Domnul Iisus le spune acestor oameni, cu alte cuvinte, pâinea aceasta, mana aceasta, era pentru trupul acesta, ca să-l ții în viață acolo în pustie. Și prepelițele erau pentru trupul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine mâncă, spunea Domnul Iisus Hristos, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu va trăi în viață. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Deci Domnul Iisus Hristos se duce mai mult decât oamenii aceia din vremea aceea credeau. Și în acel verset care l-a spus că în Biblia mea nu este scris cu roșu, pentru că nu sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar nici nu ne privește pe noi versetul 52. Că oamenii aceia au spus că oarecum să mâncăm noi trupul și sângele Lui, nu se poate. Pentru că i-au gândit și-au privit cu ochii fizici și se gândea la viața aceasta. Dar Domnul Iisus Hristos, frați și surori, le-a spus atunci lor și ne spune nouă astăzi: cine nu se împărtășește cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, nu are viață El însăși. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 56: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el.
Iată de unde putem să ne tragem noi seva și puterea spirituală. Aș vrea să vă spun că această împărtășire cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos stă la baza creștinului. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. Avem ocazia în fiecare lună, cum a hotărât biserica sau cultul pentecostal, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă îndemn. Pregătiți-vă în așa fel ca în anul în care am intrat niciodată să nu lipsim de la masa aceasta. Să știți că sunt oameni care sunt în pușcărie sau sunt în pompat de spital sau în altă parte. Dar cei mai mulți cei care sunt în pușcărie și suferă pentru Domnul Iisus Hristos, ei n-au harul să se împărtășească. Ei n-au harul acesta. L-avem harul acesta în fiecare lună să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să mă duc mai departe. Atunci, așa cum am spus mai la început, când ne apropiem, noi mărturisim despre El, că El a murit pentru noi și ne aducem aminte. N-ați vrea ca și creștini autentici să mărturisim în fiecare lună că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi? N-ați vrea ca în fiecare lună, cel puțin mai mult ca celelalte zile, nu că în celelalte zile nu ne mai aducem aminte, dar mai mult ca și în celelalte zile să ne aducem aminte de prețul care L-a plătit pentru noi? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și vorbește Domnul Iisus Hristos în versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Eu cred că ca și creștini, nu știu câți dintre noi vom fi în viață la venirea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă vom adormi așa cum spune Scriptura, cei care trăiesc o viață curată și niciodată și încearcă să se apropie de fiecare dată de trupul Domnului Iisus Hristos într-un chip vrednic, eu cred că la venirea Domnului Iisus Hristos toți aceștia vor fi înviați. Dar vor învia nu numai cei care au crezut și s-au împărtășit, vor învia toți oamenii. Dar aș vrea să vă spun ceva ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Și Domnul Iisus Hristos. Cei care se împărtășesc și prețuiesc această împărtășire, aș vrea să vă spun că vor învia pentru viață veșnică. Și cred că fiecare dintre noi, ținta noastră și în anul 2016, este că în caz că vom merge la Domnul, în caz că vom adormi în țărâna Pământului, atunci când va fi ultima strigare, ultima trâmbiță, ca să învie pentru viață veșnică. V-ați dorit lucrul acesta? V-ați propus lucrul acesta în 2016? Și mi-am propus ca să mă apropii de fiecare dată, în fiecare lună, de trupul Domnului Iisus Hristos, ca să primești viață. Dragii mei, frați și surori, una dintre beneficiile acestei lucrări este că atunci când Domnul Iisus Hristos, cum spunea în versetul 56, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. N-aș vrea ca toate dezamăgirile spirituale care le-am avut pe anul trecut, n-aș vrea ca anul acesta să fim mai puternici? N-aș vrea să ridicăm steaguri de biruință? N-aș vrea ca în familiile noastre să știți că atunci când ne apropiem de cina Domnului și primim putere de la Dumnezeu, suntem niște oameni mai puternici. Atunci când vine diavolul, vine păcatul la noi. Când spune Scriptura și Apostolul Pavel că ne înfășoară așa de lesne și așa de iute, parcă nici nu-ți dai seama. Ești un om mai puternic. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem aici și cei care sunt plecați, ca în anul 2016 să nu lipsim niciodată de la această cină. Dar nu numai să nu lipsim, să ne apropiem, să fim în măsură să ne apropiem de această cină în fiecare zi. Și în felul acesta, noi înșine vom fi mai puternici. Familiile noastre vor fi mai puternici. Vor ridica steaguri de biruință în familiile noastre. Și mai mult de atât, Biserica din Montreal
va fi mai puternică și va ridica steag de biruință. Lăudat să fie numele Domnului. Ajung la această cunoștință și la acest adevăr că avem nevoie să ne apropiem și este necesar în viața unui creștin să se apropie de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să mă duc mai departe. Nu este destul ca să ajungem la cunoștința că trebuie să o faci. Aș vrea să împărtășesc al doilea gând, frați și surori. Dorința noastră, cât de aprinsă este să ne apropiem. N-aș vrea să vă apropiați de trupul și sângele Domnului numai că a spus fratele Ios sau că a spus fratele Mici. Aș vrea să pornească dinăuntru inimii noastre această dorință să ne apropiem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Luca, capitolul 22, cu versetul 15, ne spune un adevăr care Domnul Iisus Hristos l-a spus atunci. Și spune așa, El a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Aici vedem dorința Domnului Iisus Hristos. El care a coborât și a sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos, a coborât din slavă, el spune în felul următor, mi-am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acesta. Aș vrea să ne întrebăm în anul acesta și la începutul anului, cât de mult ne dorim să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos? Cât de mult ne dorim ca să ne împărtășim? N-aș vrea ca această dorință să fie împinsă de la spate de soție sau de soț. Aș vrea să pornească din inima noastră. Să fie o dorință sinceră din inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Cartea Faptele Apostolilor. Ne vorbește de creștinii din vremea aceea că ei aveau o dorință aprinsă să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Să se împărtășească cu sângele Domnului Iisus Hristos, cu trupul Domnului Iisus Hristos. Și spune aici, în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, cu versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aici când spune în frângerea pâinii, eu cred că se referă la cina Domnului. Aș vrea ca acest gând să ne însuflețească și pe noi în 2016. Dorința să ne apropiem de această cină. Nu să pornească, așa cum am spus, de la unul sau de la altul. Să pornească din adâncul sufletului nostru. Și în felul acesta, aș vrea să vă spun că vom deveni niște oameni mai puternici spiritual. Așa cum un om se satură de bucate și mănâncă mai bine și mai sănătos pâinea aceasta de fiecare zi și trupul lui este într-o sănătate fizică bună, aș vrea să vă spun că tot așa se întâmplă și cu cina Domnului. Cel care se apropie și se pregătește zilnic, nu numai săptămâna sau câteva zile înainte, zilnic, în așa fel, ca nu cumva să lipsească de la cina Domnului care știe că este luna ce vine în prima duminică din lună, aș vrea să vă spun că devenim niște oameni mai puternici și mai aproape de Dumnezeu. Și mie personal îmi doresc lucrul acesta, mie, familiei mele și doresc ca toate familiile din adunare ca să fim mai puternici în anul 2016. Apoi, frați și surori, un gând pentru că timpul se scurge, aș vrea un ultim gând care să îl împărtășesc cu dumneavoastră. Poate sunt, de multe ori se întâmplă că venim la adunare și spunem, este cina Domnului. Dar nu mă apropii de cina Domnului pentru că este cugetul meu care mă acuză fie de o vorbă, fie de un gest, fie de o atitudine care n-a fost după voia lui Dumnezeu. În același timp, este o altă voce, aceeași voce care l-a acuzat pe Iov înaintea lui Dumnezeu, pe nedrept. Și îngăduiți-mă această mică paranteză. Atunci când vocea aceea, acelui rău, l-a acuzat înaintea lui Dumnezeu pe Iov și a spus așa,
De aceea El este așa cum spui neprihănit, să teme de tine și duci o viață curată, pentru că L-ai binecuvântat mai mult decât pe ceilalți cu alte cuvinte. Ei, vocea aceasta, să știți că și astăzi ne acuză de multe ori pe noi și aduce lucruri pe care, de fapt, Dumnezeu de mult i-a iertat, pentru că ne-am cerut iertare și Dumnezeu le-a iertat. Dar vocea aceea de multe ori le aduce și ne acuză și ne arată cu degetul. Aș vrea să vă spun să nu ascultați. Să nu ascultați. Dacă sunt greșeli și păcate în viața noastră, care le-am săvârșit și le-am adus înaintea lui Dumnezeu și am avut certitudinea că Dumnezeu ne-a iertat acele lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a aruncă marea uitării. Singurul pescar care le pescuiește este El, cel rău. Și încearcă să le aducă. Să nu le acceptați. Dar dacă este cugetul nostru, care este o altă voce, care de fapt este vocea Duhului Sfânt, care El ne aduce în față unele lucruri sau atitudini, care nu ne-ar permite să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus. Și poate de multe ori venim la cină și cu gândul acesta, măi, uite, este anumită atitudine și n-am apucat să mă rog înaintea lui Dumnezeu să mă iert. Aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. În rugăciunea care ne stă în față, plecați-vă pe genunchi și spuneți lui Dumnezeu o rugăciune nu prea sofisticată. Nu-i spuneți o rugăciune complexă. Aș vrea să vă îndemn să spuneți rugăciunea vameșului. Omul acesta, vameșul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu că se vedea așa de păcătos, de nu îndrăznea să ridice ochii în sus. Și a spus câteva cuvinte. Dar câteva cuvinte care are greutate mare înaintea lui Dumnezeu. Și l-a spus așa. Dumnezeule, ai milă de mine păcătos. Atâta trebuie să-i spui. În rugăciunea în care ne vom pleca pe genunchi și vom aduce înaintea lui Dumnezeu, înainte de a ne împărtăși, spune-i din adâncul inimii, spune-i din plânsul inimii această rugăciune. Și dacă simți harul lui Dumnezeu peste tine, dacă simți puterea lui Dumnezeu că vine și te eliberează, aș vrea să te îndemn să te apropii de trupul și sângele Domnului Iisus. Aș vrea să te îndemn ca să începi anul în putere. Să nu începi în slăbiciune. Să nu începi anul 2016 șchiopătând. Se întâmplă adesea când începem un lucru șchiopătând. Șchiopătând îl ducem până la cap. Aș vrea să te îndemn. Apropie-te de Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Și rogă-L să te ierte. Și dacă simți iertarea lui Dumnezeu, să ai curaj să te apropii de trupul și sângele Domnului Iisus. Și în felul acesta, frați și surori, să primim viață. Amin. Dragii mei, ne-am apropiat de momentul solemn al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului și ca de fiecare dată am să fie în biserica să îngenunchez înaintea Domnului.